Într-o țară în care lupta pe idei politice, pe abordări diferite a dispărut aproape cu totul, ne ocupăm de astfel de subiecte. Teza de doctorat a ministrului Bode include erori de citare și unele fragmente plagiate. Fragmentele identificate cu problema de plagiat reprezintă 2,95% din teză, așa cum scrie G4media.ro. Este o analiză, e adevărat, superficială, pornită de la reclamațiile făcute de USR, cei care s-au dus să copieze acolo de mână lucrarea lui Bode, au semnalat problemele, acele probleme au fost analizate și s-a stabilit că acele probleme semnalate sunt reale și reprezintă 2,95% din totalul lucrării. Așadar, Bode a plagiat în proporție de 2,95%-2,9%. Acesta este plagiatul lui Bode. Da? Subiectul atât de important despre care vorbim de atâta timp. Hai să aducem aminte, în urmă cu șase ani, aveam un articol pe hotnews.ro, mai multe articole, dar l-am ales pe acesta, hotnews.ro, Codruța și nu a plagiat. Probleme în 4% din teză. Retragerea titlului ar fi o sancțiune excesivă, să spunea la vremea respectivă, despre problemele Laurei Codruța și cu doctoratul și cu uh, neregul de citare în 4% din teză la momentul respectiv. Lucian Bode ar trebui să rămână în continuare ministru? Probabil că nu, dar nu ăsta e motivul, faptul că a plagiat sau nu la doctorat. Asta ar trebui să fie mai degrabă o problemă care să se rezolve dincolo de politică. Codruța și ar fi trebuit să-și piardă titlul? Hapar nu am, e irrelevant. Vreau doar să vedem cum sunt abordate cazuri diferite. Cum la un verdict e dezastru să plece. La un alt verdict e. Nu, e știți, e eroul nostru, eroul în lupta împotriva corupției. În realitate sunt doi oameni cu interese diferite, cu abordări diferite, uneori, dar sunt doi oameni ai sistemului. Chioveșii și bode. Dar sunt tratați diferit de acest sistem uneori. De ce vorbesc despre asta? Pentru că e un subiect care pare să fie important în România. Și asta nu înseamnă că nu e deloc important. Doar că e frustrant să vezi că lupta politică se duce pe astfel de teme. Aici e cea mai multă energie, în zona asta. În zona, ă, l-am prins pe ăsta cu plagiatul, uite ce a făcut. Lucruri care nu au un efect direct asupra vieților de oameni obișnuiți, ca și mine, ca și tine. Nu vorbim despre dezbateri serioase. Cum să abordăm criza aceasta energetică? Ce facem cu criza facturilor? Care sunt soluțiile pe care le prezintă opoziția în raport cu ceea ce face puterea în aceste momente, sau ceea ce pretinde că face puterea în aceste momente? Asta ai aștepta cu adevărat de la un partid de opoziție: să vină cu o altă viziune, să îți prezinte o alternativă reală și nu soluția unică pe care par să o aibă oamenii din această sferă să privatizăm, știi? Dacă privatizăm piață mai liberă, mai multă privatizare, o să vedeți că o să fie bine. Și pentru că își dau seama că nu pot să pretindă în continuare, în acest moment, că asta este o soluție, se concentrează pe astfel de subiecte. Când în realitate sunt o grămadă de critici care ar trebui aduse actualei guvernări. Ce dezastru au făcut în zona energiei cu plafonările, ce profituri uriașe înregistrează acum companiile care furnizează energie electrică cu acele oferte de 4 lei pe kilowatt. E adevărat, cei mai mulți oameni nu văd asta pe factura finală. Cei mai mulți oameni nu văd asta pentru că e în vigoare plafonarea. Și atunci nu e isterie în societate din cauza acestui subiect. Dar acele companii înregistrează profituri uriașe. Iar în momentul în care cele care trebuie să-și prezinte datele în mod public, vor prezenta acele date, vom vedea că au profituri de două, de trei ori mai mari decât în anii precedenți. Dar ne spun, nu, de fapt, războiul, inflația, pandemia, de fapt, de asta a trebuit să mărim prețurile. Știți, de fapt, e totul natural, sunt legile naturii. Nu e încercarea noastră de a obține profitul cu orice preț și de a profita de anumite probleme reale. Pentru a justifica majorări imorale de prețuri. Nu, nu ne-am înțeles între noi, dealerii, cu furnizorii. Nu, stați liniștiți, nu ne-am înțeles. De fapt, așa funcționează piața, asta liberă, știți. Dar noi vorbim în continuare despre plagiate, despre bode, să plece bode, să plece toți. Și rămânem cu aceleași probleme dacă nu avem o opoziție. Care într-adevăr să vorbească despre aceste probleme, să vină cu soluțiile lor, să spună, uite ce au propus, ăștia ce am face noi diferit. Numai că, chiar și atunci când fac asta, ceea ce propun ei e departe de a rezolva vreo problemă adevărată.